Un pod peste râul Luncavăț, extinderea școlii gimnaziale Șirineasa și asfaltarea drumului comunal 122 Șirineasa-Slăvitești reprezintă cele trei proiecte câștigate de administrația publică locală din cele 9 depuse. Trei proiecte care am și fost la București joia trecută și am depus pentru semnare. Este vorba de construire pod, de face legătura peste Luncavăț între satele Ciorăș și Valea Lunișului. Acolo nu puteam trece niciodată decât prin albia râului. Nu puteam să intre de salvare, să treacă mașina de pompier, nu. Extindere, modernizare, Corpoa, școala, clasele 1-8 și Rineasa. Și asfaltare și construire rigole pe ambele părți, DC-122 și Rineasa Slăvitești. Și sperăm ca PNDL-ul 3, care începe în ianuarie, să ne fie aprobate și celelalte proiecte, sau celelalte, nu toate, că sunt multe, sunt 9 și nu sunt copil să cred că vor fi toate, dar cel cu asfaltarea, cele 43 de ulițe, pe acela voi insista, pentru că, până la urma urmei, dacă ai infrastructură în comună, e totul altceva. Acela n-a trecut acum la pe programul acesta, nu a fost inclus la finanțare. Sunt promisiuni că în ianuarie un nou program va fi finanțat, mai ales că din ce am văzut, din 6.000 de proiecte înscrise până joi când am fost eu la București, nu erau decât 2.000 depuse pentru semnare, pentru că foarte multe localități nu au avut bani de cofinanțare. Și banii aceștia, și după licitații și banii rămași, se reîntorc tot județului respectiv. Și de-aia sunt încrezător că proiectul cu asfaltarea celor pașiniuri va trece și mai e cel cu trotuarul și cel cu dispensarul, pe care iar voi insista, pentru că dispensarul nostru arată cum arăta primăria acum 2 ani de zile. Nemulțumirea primarului pornește de la faptul că nu toate localitățile din România au bani pentru cofinanțări, iar în opinia sa ar fi trebuit să primească finanțări din bugetul național doar acele comune care au bani.